Sicriul cu trupul reginei Ana va fi adus mâine în România. Acesta va fi depus în holul de onoare al castelului Peleș pentru o zi și apoi încă o zi în sala tronului de la Palatul Regal din capitală. Slujba de înmormântare a reginei va avea loc sâmbătă în noua catedrală de la Curtea de Argeș. Între timp, pregătirile pentru funeralii au intrat pe ultima sută de metri în Curtea de Argeș. Pregătirile pentru înmormântarea reginei Ana sunt pe ultima sută de metri. Două săptămâni au avut autoritățile din orașul regal la dispoziție pentru ca acesta să arate impecabil în ziua înmormântării. Au fost asfaltate drumuri, iarba a fost tunsă, s-au vopsit pomii, dar prioritar pe lista autorităților este finalizarea lucrărilor la noua catedrală, unde va fi înmormântată regina Ana. Deși timpul este scurt și mai sunt încă multe de făcut, muncitorii spun că o să se încadreze în termenul limită. Sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Ana va ajunge mâine pe aeroport Otopeni în jurul orei 15, de unde va fi transportat cu mașina la castelul Peleș. Timp de zi, trupul neînsuflețit al reginei va fi așezat în holul de onoare al castelului, unde sunt așteptate mai multe oficialități din țară și din străinătate. Publicul și presa nu vor avea acces în holul de onoare pe durata șederii sicriului la domeniul regal din Sinaia. În seara de miercuri, sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei va fi transportat de la castelul Peleș și va fi depus în sala tronului la Palatul Regal de pe Calea Victoriei. Acolo va avea loc o ceremonie privată la care publicul și presa nu vor avea acces. Toți cei care doresc să depună flori și să se închine la catafalcul reginei Ana au această posibilitate în zilele de joi și vineri, începând cu orele 8 și până la orele 22. Sâmbătă, sicriul cu corpul neînsuflețit al reginei va fi așezat pe un catafalc în piața Palatului Regal, unde va avea loc o ceremonie religioasă. De acolo va fi preluat de o mașină mortuară, apoi cortegiul funerar va merge cu viteză redusă din piața Palatului până la Arcul de Triumf. De aici, cortegiul funerar va porni spre Curtea de Argeș, unde în jurul orei 15 va avea loc slujba de înmormântare în prezența familiei regale a României și a membrilor familiilor regale străine. Publicul va avea acces doar în fața porții de la intrare în parcul Arhiepiscopiei Curtea de Argeș. Regele Mihai a anunțat că își dorește să participe la înmormântarea soției lui, rămâne însă de văzut dacă starea sa de sănătate îi va permite acest lucru. Ziua de 13 august, precum și 12 și 14 august, vor fi decretate zile de doliu la Curtea de Argeș. De asemenea, familia regală a anunțat că urmează mare doliu pentru 7 zile de la mormântare și doliu timp de 40 de zile.